Revenim la subiectul momentului. Actorul Ion Caramitru s-a stins din viață la Spitalul Elias din Capitală. Actor și director al Teatrului Național din București din 2005, Ion Caramitru avea 79 de ani. Acesta s-a remarcat în peste 40 de filme, precum Liceenii, Pădurea Spânzuraților sau Ștefan Lucian. Cu un timbru al vocii inconfundabil și rolurile sale din teatru au lăsat o impresie puternică. Ion Caramitru a avut o contribuție importantă și în timpul Revoluției din decembrie 1989, când a și intrat în politică. Pentru o vreme a fost ministru al culturii. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.